În una din zilele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le petrecea pe pământ, într-o zi în care a avut multe discuții teologice, înconjurat de noroade, au venit fariseii, i-au pus întrebări grele despre divorț, recăsătorire. Și Domnul Iisus le-a răspuns, dar în mijlocul acestor cuvântări și învățături despre Dumnezeu, despre viață, evanghelistul Marcu relatează un moment special care s-a întâmplat în viața lui Iisus, a ucenicilor și a unor mame, probabil, în legătură cu copiii lor. Evanghelie după Marcu, capitolul 10, versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Sunt diferite lucruri în viața asta și unele sunt mai importante decât altele. Ce e mai important decât să fii în prezența lui Iisus și să auzi învățături din partea Lui? Și ucenicii au înțeles valoarea aceasta, se bucurau și se desfătau în răspunsurile pline de înțelepciune pe care Domnul nostru Iisus Hristos le dea chiar și celor care erau mai vicleni, mai șmecheri, mai răi, vreau să le ispitească. Dar se întâmplă ceva. Niște mame care în lumea asta nu aveau nimic mai scump decât copiii lor, au zis, ei tot au nevoie de Iisus. Mergem la Iisus. Și-au propus și ce și-au propus, au făcut. Acum, ajungând acolo, în mijlocul mulțimii, ele îl căutau pe Iisus. O singură direcție și nimic nu i-a oprit. Culmea e că ucenicii n-au înțeles valoarea copiilor așa cum a înțeles-o Domnul Iisus Hristos. Și ucenicii au zis, noi suntem ocupați, învățătorul e ocupat, nu-i timp pentru copii. Ce caută copii? Copilul e copil. Mai puțin atenție, acum se joacă, zburdă, merge într-o parte, în alta, ne împiedică programul nostru. Și așa gândeau ucenicii, și așa câteodată gândim și noi, dar nu așa gândește Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ce a spus Hristos? Chiar s-a mâniat pe ei pentru treburile acestea, pentru reacția lor, și a zis, lăsați să vină copilașii la mine. Mă bucur astăzi să vă văd două familii care au adus acești copilași la adunarea Golgota. Dar eu cred că ținta voastră, și așa ar trebui să fie, e dincolo de păreții aceștia, de încăperea aceasta și scopul ultim pe care ar trebui să aibă o familie, niște părinți iubitori, e că de acești copilași să se atingă Iisus. Și asta e rugăciunea noastră ca biserică. Și avem promisiunea că Hristos e împreună și în mijlocul nostru, dacă ne-am adunat în numele Lui. Domnul Iisus a tras atenție deosebită copiilor. Și vreau ca după amiaza zilei acesteia să vă spun un lucru foarte important pe care îl descoper în Scripturi. Copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Domnul. Hai să vă arăt că gândirea mea e biblică, Psalmul 127. Lăsăm Scriptura să ne vorbească. Versetul 3. Psalmul 127, versetul 3. Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Dumnezeu vrea să dea moștenire.
Multele putem avea moșteniri în lumea asta, dar copiii sunt ceva special, moștenirea de-a lui Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Dumnezeu știa răsplăti. Ca săgețele în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. În spatele nostru stau copii, copii care e o dovadă că Dumnezeu a știut să ne răsplătească. Psalmul următor, avem 128, da? Și uitați-vă ce verset frumos găsim aici. Nevastă, versetul 3. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin împrejurul mesei tale, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Și aici altele urmări de binecuvântări deosebit de frumoase. Așadar, copiii este o binecuvântare de la Domnul, o răsplată și Domnul știe să răsplătească. Dar atenție, așa sunt binecuvântați cei ce se tem de Domnul. Și am mai observat ceva în lumea în care trăiesc eu. Că Dumnezeu binecuvântă cu copii nu numai pe cei ce se tem de Domnul. Avem o lume musulmană în jurul nostru care au mulți copii. Cine le dă copii? Domnul? Sigur că Domnul! Căci Domnul e bun și dă soare și ploaie peste bun și peste rău. El știe să dea binecuvântări. Și știu ceva, că copiii sunt un dar de la Domnul. Dar ce fel de dar sunt ei? Hai să deschidem în Psalmul 139. Psalmul 139 este Psalmul lui David. Și David spune acolo mai multe cuvinte frumoase. Nu avem timp să zăbăbim mult în psalmul acesta, dar uitați, versetul 1 spune: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și vreau în după-amiază zile acesteia să vă asigur, există cineva care ne cercetează de aproape. Auzi o întâmplare, ceva a pățit ceva, pe tine te interesează ceva, câteva linii mari și atât, dar există un studiu de aproape, să vezi ce-l doare, cu ce-l poți ajuta. Ei, Dumnezeu este așa. El ne cercetează de aproape. Fiecare caz, fiecare familie, fiecare rugăciune, fiecare frământare din inima și mintea mea este aproape de Dumnezeu. El ne cunoaște de aproape. Și aici urmează toate implicațiile ce înseamnă că Dumnezeu ne cunoaște. Dar David merge mai departe, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu mi-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Amin. Acum, orice copil care se naște în lumea aceasta este opera lui Dumnezeu. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Încă am prins când eram copil și am văzut cum mama mea cândva țesea. Și cei în vârstă ați prins bine lucrul acesta, să faci un covor frumos, e multă muncă, e multă dibăcie și după sute de fire de ață, și atunci trebuie să știi, să pui, să introduci firul acela de ață colorat la timpul potrivit ca să se formeze flori uzoare. Și cele mai scumpe covoare și astăzi din lume sunt covoarele făcute de mână, nu de o fabrică mare. Și David zice, atunci când se concepe un copil, acolo Dumnezeu țese, e mâna Lui. Și Dumnezeu care are tot universul l-a creat. Și toate lucrurile sunt în mâna Lui, și aurul, și banii.
Vreau să vă spun că Dumnezeu are un lucru cel mai important și mai scump în tot universul. E sufletul uman. Ce-ar câștiga un om să aibă toată lumea, dar să-și piardă sufletul? Sufletul este atât de scump. Așa ne spune Marcu 8:36. Proverbe 6:26, a treilea parte a versetului, spune despre femeie măritată care întinde o cursă unui suflet. Știți cum? Scump. Scump. Sufletul e scump înaintea lui Dumnezeu. Așadar, în ziua de astăzi, mă uit aceste două familii și vreau să vă fac conștienți de un lucru atât de important. Dumnezeu v-a ales pe voi în vremea aceasta să vă încredințeze ceva foarte scump, scump la El. Ar trebui să fie scump și la noi. Dacă ați ținea în mâna voastră sume mare de bani, ar fi un mare lucru, probabil. Dacă pe mâna voastră ar fi tot business-ul din America, ar fi mare lucru. Dacă ar fi tot aurul și toți banii din lumea asta în mâinile voastre, ar fi mare lucru. Dar ceea ce trebuie să spun acum, ce vă dă Dumnezeu, e mai scump ca absolut totul ce există în universul acesta. El a pus în mâinile voastre un suflet uman care valorează mult, mult mai presus de orice lucru din univers și chiar toate lucrurile împreună. În anul 2011 s-au adunat 29 de savanți, oameni de elită, în informatică, biologie. Ei au vrut să studieze ceva din cărămizile vieții, cum spunea Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 3. Noi știm că lucrurile care se văd sunt făcute din lucruri care nu se văd. Ei, sunt lucruri care nu se văd, a spus Pavel în vechime. Dar Pavel a fost influențat de Dumnezeu, sunt inspirația lui Dumnezeu, că acum, după ce oamenii au inventat telescoape și microscoape electronice foarte fine, care se uită și studiază cărămizele vieții, celulele din care suntem alcătuiți, și ei rămân tot mai uimiți, de exemplu, ADN-ul omului. Miliarde de celule care sunt puse în noi sunt mici. Cât de mici? Dacă ar fi un milimetru, știm, un milimetru dintr-un metru, 10, l-am tăiat în 5.000 de părți. Dar ce ar putea face lucrul ăsta? Acolo am vedea grosimea unui asemenea ADN. Acolo, înghisuit, există 4 metri de ață de informații, care e format în două funii cu lanțuri împletite. În fiecare celulă sunt scrise anumite litere care formează anumite coduri. E atâta informații, sunt pline de informații și fiecare mesaj se schimbă, au legătură unul cu altul. Miliarde de reacții se întâmplă într-același timp. Oare cine a scris toate lucrurile? Cine a programat toate aceste lucruri de acolo? E mâna lui Dumnezeu. Și eu ajuns la concluzie, trebuie să existe cineva care a proiectat toate acestea. Trebuie să fie o mână care a scris fiind lucrurile acestea. Și miliarde de celule din care suntem alcătuiți noi, fiecare în parte, acolo e toată informația despre noi. Fiecare celulă știe toate despre mine, cum trebuie să fiu, să cresc, să mă dezvolt. Și David zice, ce bine vede sufletul meu lucrurile acestea. Tu m-ai creat, sunt o făptură atât de minunată. Și iată, Dumnezeu face minunea aceasta. Alege o mamă ca să creeze un copil, să-i dea un suflet. Dumnezeu îl dă. Isaia 42, fratele Ilie a citit. Următorul, un verset mai jos, spune că El e Cel ce dă suflare la tot ce se mișcă și suflet la orice persoană vie. Da, Isaia 52. Asta e Dumnezeul nostru. Așadar, El ne dă daruri.
Și fiecare dar care îl dă Dumnezeu este unic. Dani, cred că voi aveți mai mulți copii, acum aveți a doilea, voi aveți primul, da? În lumea noastră, când ninge afară, dacă vei veți uita la frumusețea unui fulg de zăpadă, e atât de frumos, dar el e unic. Miliarde de fulgi și fiecare are forma lui dată de Dumnezeu. Cu cât mai mult un copil care se naște în lumea aceasta, e unic. E unic, e unicat. Sunt miliarde de oameni și fiecare are preț în ochii lui Dumnezeu și el este unicat. Are valoare deosebit de mare. De aceea, vreau să vă fac conștienți că Dumnezeu are grijă de ceea ce creează. El știe că lumea în care trăim este o lume care zace în cel rău. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19. Contextul în care trăim noi e periculos. Timpurile din urmă, 2 Timotei, capitolul 3, vor fi vremuri grele. Datorită concepții umane, datorită naturii păcătoase a omului, pentru că oamenii vor fi iubitori de argint, materialismul va fi prețuit, pentru că oamenii vor fi robiți de plăceri, de curentul hedonismului, a plăcerii, a trupului, a păcatului, al desfrâului. Noi trăim azi într acest context. Lumea în care trăim e o lume rece, o lume egoistă, o lume plină de invidie și de răutate. Și Dumnezeu vrea în lumea aceasta să pună copii care să crească, ei se nasc, ei sunt neajutorați, ei sunt plini de nevoi. Oare cine va purta grijă de ei? Și Dumnezeu va ales pe voi. Dumnezeu va găsi vrednici pe voi. Dumnezeu a hotărât să vă dea în familia voastră al doilea copil sau primul copil ca să aveți grijă de el. Copiii au multe nevoi, de ordin biologic, au de hrană, de protecție, de căldură, dar ei trebuie să crească, să se dezvolte. Și cel mai bine este o mamă care știe să îndeplinească toate acestea lucruri cu răbdare. Mama probabil mai mult ca oricine știe să nu doarmă pentru copilul ei. Atunci când e gravidă, nu doarme că e gravidă, și când se naște, nu doarme că copilul plânge. Și apoi când crește mai mare, dacă se îmbolnăvește, iară nu doarme că el e bolnav. Și când crește mai mare și merge la școală și retrăiește unde este el. Și când crește mai mare și e seara și el nu se întoarce, mama din nou nu doarme. Cât de face mama pentru un copil? Și mai ceva aș vrea să vă spun foarte important legat de acest dar pe care îl dă Dumnezeu. Și chemarea de a fi mamă. Dacă toate mamele și toate femeile din lume s-ar aduna și ar zice, noi hotărâm să nu mai dăm naștere la copii. Știi ce se întâmplă? În timp de 40-50 de ani, mai mult nu trebuie, planeta Pământ se va îndrepta spre distrugere și toți vor muri. Fără nicio bombă nucleară, fără niciun război atomic sau de altă natură, e destul ca mamele să spună nu și s-a terminat cu civilizația umană. Ce rol special Dumnezeu le cheamă pe mame. Dar, după ce vedem acest dar atât de măreț pe care îl dă Dumnezeu în familii, vreau să trecem la un alt lucru foarte important și anume la responsabilitatea pe care Dumnezeu vă pune pe umerii voștri. E bun darul? Aveți bucurie că aveți un copil? Aveți bucurie că Dumnezeu v-a ales să vi-l dea? Sigur că da, nu-i așa? E o bucurie. Dar, odată cu acest dar măreț, Dumnezeu vrea să vă spună ceva. Voi sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru acești copii. De unde știu asta? Luca, capitolul 12, versetul 48. Avem un principiu după care lucrează Dumnezeu, a doua parte a versetului. 48 versetul, 48, Luca 12, 48. Cui s-a dat mult, i se va cere cât? Mult. Și cui s-a încredințat mult, i se va cere
mai mult. Acum, după ce ne uităm cu atenție la ce v-a dat Dumnezeu, și v-am spus că Dumnezeu în tot universul, cel mai scump lucru sunt suflete umane și v-a dat copiii care au suflete umane, este cel mai mare lucru v-a dat. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat mult și Dumnezeu le va cere la părinți mult. Dumnezeu ne va cere mult. Slujba de a modela un caracter, de a crește un copil, este cea mai înaltă slujbă de sub soare. Nu-i mai mare serviciu, nu-i mai mare lucru decât să iei o ființă atât de prețuită în ochii lui Dumnezeu, să o iei de acolo de unde este, să ai atât de răbdare cu ea și plin de dragoste și gingășie să o crești, să o înveți a vorbi, a îmbla, a cugeta, să o înveți lumea din împrejur. Toate acestea stau pe umerii părinților. Și fericire părinții care sunt conștienți de această mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și care își fac cu credincioșie această datorie. De aceea știu că părinții în America muncesc mult ca copiii să aibă lucrurile necesare. Bun lucru! Dar vreau să continui să spun că ce a spus Domnul Iisus Hristos, citat din Vechiul Testament, Matei, capitolul 4, versetul 4. Omul nu va trăi numai cu pâine. De ce munciți? Să fie pâine, hrană, protecție, toate lucrurile de care ai nevoie, lucrurile materiale. Pentru că noi trăim cu acestea. Dar, atenție, omul, a zis Iisus, nu va trăi numai cu pâine. Dar cu ce mai trăiesc oamenii? Cu cuvinte de la Dumnezeu. Și tare aș vrea ca părinții din Biserica Golgota și din alte părți care sunt aici, încă o dată să cugete la acest aspect ce a spus Iisus. Copilul meu nu are nevoie numai de pâine. Eu multe am făcut pentru el. Poate am schimbat și locul de trai din pricina copilului să aibă pâine și pâine sigură. Dar astăzi vreau să vă amintesc cu tărie. Copiii noștri au nevoie de cuvinte de la Dumnezeu. Cine le va pune în inima lor mai bine decât mama și tata când sunt acasă? Când sunt în perioada aceea de 7 ani când se formează un caracter? Dragii mei, îmi pare rău că mulți părinți au ieșuat la capitolul acesta. Prea mulți s-au concentrat asupra pâinii și au zis că copiilor au nevoie de pâine și au muncit și au cheltuit timpul și energia pentru pâine, lăsând un aspect foarte important neglijat. Nevoia fundamentală a unui om după Dumnezeu, după cuvânt de la Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu, chiar din vechime, și în Cartea Deuteronom și în Cartea Psalmelor, Psalmul 78, hai să ne uităm în Psalmul 78 și să vedeți ce ne spune acolo. Ascultă, poporul meu, versetul 1, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Și versetul 5 în jos. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri ce să facă? Ce a făcut Dumnezeu? A poruncit. Ce faci cu porunca lui Dumnezeu? Asta nu o spune Ion, nu o spun frații de aici, deși și o spunem și suntem de acord cu Dumnezeu, dar asta izvorește de la Dumnezeu. Dumnezeu poruncește, tu ești părinte, eu ți-am dat cel mai scump lucru, să stea în familia ta, în brațele tale. Dar, dragul meu, ai grijă, îți poruncesc, învață copiii ce să înveți, versetul următor, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Domnul. A dat o lege Dumnezeu. A dat o lege în Israel. O lege. O lege care izvorește din Dumnezeu. Sunt anumite decrete ale lui Dumnezeu. Principii, reguli, legi, care dacă trăim după ele, suntem fericiți. Vom trăi. Cu ce scop toate acestea? Numai ce am citit versetul 7. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu.
Unii își pun încredere în bogății, alții în frumusețe, alții în relația lor, în puterea lor, în nu știu ce. Copiii care îl cunosc pe Domnul își pun încrederea în Dumnezeu. Ce să mai facă? Să nu uite lucrările lui Dumnezeu în versetul acesta, da? Următorul. Să nu uite lucrările lui Dumnezeu. Noi ca oameni suntem uituci. Noi uităm lucrurile bune pe care le face Dumnezeu. Și ca să nu uite, e nevoie de un tată și o mamă ca să îi amintească mereu la copil și să-i spună: dragul meu, tu ești creat de Dumnezeu, există un Dumnezeu care spune că asta e bine și asta nu e bine. Ascultă de Dumnezeu și vei fi fericit. Trebuie să fie o mamă și un tată care să-i spună lucrurile acestea. Și mai ceva, versetul următor. Să nu fie, de fapt, și în versetul 7 mai era, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și mai ceva era. Și să păzească poruncile lui. Trei scopuri avem aici. Să-și pună încredere în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Cum le va păzi dacă nu le-a învățat? Cum le va învăța dacă mama și tata nu are timp să învețe copiii? Dumnezeu, din partea lui, a poruncit. Ce facem noi? Suntem responsabili în fața lui Dumnezeu. Și următorul lucru, chiar dacă unii au părinți, uite versetul 8, să nu fie ca părinții lor. Și aici, în psalmul acesta, vreau să vă spun că sunt mai multe lucruri care se spun, dar se enumără o serie de lucruri ce a făcut Dumnezeu. Versetul 13. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. Asta s-a întâmplat cu poporul evreu. I-a călăuzit cu un nor, versetul următor. A făcut altele lucruri. Versetul 17. Dar ei, părinții aceștia, ce au făcut? Tot n-au încetat să păcătuiască. Încetat să păcătuiască împotriva lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva lui și apoi din nou enumără o serie de lucruri care le-a făcut Dumnezeu și versetul 30 apare din nou, dar n-a apucat să-și astâmpere bine pofta, Dumnezeu le-a dat atâtea binecuvântări, mâncarea le-a dat încă în gură, când s-a strânit mânia lui Dumnezeu și versetul 32, cu toate acestea ei n-au încetat să păcătuiască. Dragii mei, Dumnezeu ne dă porunci. Ne dă porunci precise la părinți să-și învețe copiii. Îmi pare rău, unii copii și unii părinți uită de Dumnezeu, n-ascultă de Dumnezeu, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Dar Scriptura ne spune, chiar dacă ei nu fac așa, copiii care au primit legea lui Dumnezeu vor sta bine, se vor încrede în Dumnezeu, vor apăra, nu vor uita lucrările lui și, vor îmbla după legile lui Dumnezeu. Însă, cum învățăm? Cum învață copiii? Copiii, ce mai bine le vor copia pe cei mari, pe părinți. Tot ce fac părinții sunt lecții de neuitat pentru copii. Noi tare am vrea ca copiii să ia de la noi numai lucrurile bune. Dar totul ce facem noi, noi facem sub ochii lor. Și ei vor înțelege valorile pe care le au părinții. Noi nu le putem minți pe copii. Poate și avem discursuri bune și lecții bune, pocăiește-te, mergi la adunare, dar tu dacă ca părinte nu ai o relație vie cu Dumnezeu, copilul nu are ce lua de la tata și de la mama. Copilul vede că tata și mama sunt falși. Îmi pare rău, după unele statistici s-au făcut și mulți copii au spus: nu ai vreau să moștenesc credința care are mama și tata. De ce? Că ei n-au fost autentici, ei n-au umblat cu Dumnezeu. Vorbele noastre, faptele noastre, gesturile noastre, emoțiile noastre, valorile noastre, umblările noastre, toate acestea lucruri sunt mesaje transmise copiilor noștri. Și dacă cel mai important lucru în viața noastră e Dumnezeu și timpul de părtășie cu El, copilul va observa lucrul acesta și tu îi vei transmite la copil un mesaj bun. Dar dacă în viața ta altele lucruri sunt pe prim plan și asta va fi evident din timpul pe care îl folosim pentru altele lucruri, aceasta le va fi un mesaj clar. Care sunt lucrurile importante în viața asta? Și copiii cu părere de rău vor merge pe calea părinților.
Așadar, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă daruri atât de minunate și copiii sunt mereu în prezența părinților și copiii vor copia ce fac părinții. Copiii vor avea de ales. Ori modelul părinților, ori modelul pe care îl prezintă lumea. Dacă părinții sunt îndrăgostiți de lume și voi petrece timp învățând nu din Scripturi, ci din lume, copilul va lua lucrurile acestea. Și îmi dau seama câtă răbdare și gingășie trebuie cu un copil și cât de greu e să petreci timp și cum durează lucrurile acestea greu se fac. Dar vreau să vă spun că există o cale mai ușoară. Au observat oamenii și mulți părinți. Dacă vrei ca copilul tău să stea liniștit, dă-i un telefon inteligent. Un smartphone, nu? În limba engleză, probabil. Dă-i o tabletă. Chiar dacă tu nu știi mânui bine, el, chiar dacă are un an, el va ști să deschidă codul, să caute lucrurile, să stea. Și unii fac lucrul acesta, citeam nu de mult despre ce spun specialiștii, psihologii, experții în domeniul acesta, de exemplu, Mandy Saligar, un psiholog pentru copii din Anglia, a zis următoarele. Și alții zic așa. Ai da la un copil un telefon inteligent este egal cu ai da un gram de cocaină sau o sticlă de vin. Știi ce creează cocaina sau vinul? Dependență. Îl dai și când nu-i mai dai, vin crize. De la copil, el prinde gustul și încercați să-l luați. E ușor? Nu-i ușor. Sunt dator să spun și lucrul acesta pentru părinți. Voi veți hotărâi ce veți face. Dumnezeu, ce a avut scump, a pus în brațele voastre lucrul acesta. Copiii aceștia, ei au valoare mare. Diavolul ar vrea să le manipuleze. Ar vrea ideile păgâne, lumești, să le introducă în conștiința lor de mici și să le prăpădească. Dumnezeu are un alt plan și noi avem toate resursele la îndemână ca un copil să crească în frică de Domnul. Dar trebuie timp de petrecut cu ei, trebuie gingășie. M-am gândit la Susanna Wesley, o fată care s-a născut într-o familie cu mulți copii. Ea a fost a 25-lea copil în familia Wesley. S-a educat cum a putut în Anglia și s-a căsătorit și a avut 19 copii. Ea a fost mama lui Charles Wesley, John Wesley. Sunt oamenii care au schimbat fațeta Angliei și datorită emigranților din Anglia și binecuvântările care au venit și în America, dacă vreți, datorită unei femei, Susanna Wesley, care chiar dacă avea 19 copii, femeia aceasta reușea întotdeauna să aibă timp pentru copii, timp pentru devoțiune și rugăciune, seara și dimineața. Le-a învățat greacă, latina, biologia, anatomia, teologia, altele lucruri, discipline. Le-a crescut foarte strict. Și femeia aceasta avea în fiecare săptămână câte o oră pentru fiecare copil. Să petreacă personal cu ea. Asta înseamnă că ar fi trebuit în fiecare zi câte trei copii, trei ore să pui deoparte pentru fiecare de copil. Pentru că fiecare copil are nevoile lui. Și vrea să-l întrebe personal, cum e progresul în viața ta? Care sunt problemele? Cu ce te frămânți? Care sunt temerile tale? Mama are timp pentru tine. Tata are timp pentru tine. Tot restul e gunoi, lucrurile astea sunt trecătoare, tu ești valoros în ochii mei. Vreau ca părinții din biserica aceasta să fie părinți cu inimă deosebită, să aibă timp pentru darul lui Dumnezeu pe care v-a dat în familia voastră. Dani și Nicanor, copiii voștri au nevoie de tată, vă așteaptă geabul, lucru, multe biluri, trebuie bani, multe, dar cel mai scump lucru nu-i lucru, nu-i avuțiri, sunt copiii voștri. Copiii când vor deveni mari, își vor aminti doar timpul în care s-a jucat tata și mama cu copiii
când ați fost aproape de ei, le-ați înțeles, le-ați ascultat, v-ați rugat împreună și le-ați dat direcții bune. Dumnezeu să vă ajute așa să creșteți acești copii, să le dați valori bune, pentru că Domnul nostru ne-a arătat această pildă. Și nu uitați, rugăciunea. Rugăciunea schimbă lucrurile. M-am gândit la Monica, mama lui Augustin, secolul 4. Femeia aceasta evlavioasă, are un fiu deosebit de dotat, însă devine răzvrătit, mere și studiază oratoria, devine un om, un filozof puternic, dar mama se roagă și se roagă ani de zile. La început n-a avut mult timp copii, s-a rugat 32 de ani. Până când într-o zi, Augustin, cu o minte lucidă, deosebit, om talentat, cade în genunchi și se întoarce la Domnul. Pentru că aude o voce, mergi și citește din Romani, unde scrie, nu mai trăiți în pofte și în desfrânări, ajunge că ați făcut lucrul acesta, întoarceți-vă la Domnul. De ce? Rugăciunile sunt ascultate. Cât ne rugăm? Copiii știu și văd pe părinți cât se roagă copiii. Dumnezeu să ne ajute să transmitem valori buni copiilor. Și mai ceva, Efeseni 6 cu 4, un verset foarte important ce îl spune Apostolul Pavel. Puneți, vă rog, Efeseni capitolul 6, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrare și învățătura Domnului. Ce înseamnă asta? Să nu-i întârți la mânie, să nu-i stârnești mânie în copii. Când se întâmplă lucrul acesta? Știți când? Când eu ca părinte vin și îi pun lucruri de ale mele și nu-l înțeleg pe el, îi cer lucruri imposibile la copil în contextul în care crește el. Nu, n-am voie să fac lucrul acesta, dar cum trebuie să-l cresc, să-l mustru și să-l învăț? Dar nu-i a meu, ci a cui? A Domnului. E una să-i spui, nu-i place lui tata sau lui mama lucrul acesta, nu-i fă. Și alta să-i spui, nu-i place Domnului lucrul acesta. Domnul se supără, uite ce spune Domnul în Scriptură și explică-i, învață-l, are argumente biblice. Și dacă nu crede, roagă-te ca Dumnezeu să atingă și să străpungă inima lui. Altfel, tu îți pui voința ta contra voinței lui? O bătălie care nu știu cine va câștiga și mulți copii își întorc spatele de la părinți. Noi nu avem dreptul să-i întârtăm la mânie. Asta ne învață Scriptura. Să nu cerem lucruri care nu le cere Scriptura. Să nu cerem lucruri imposibile. Poate că am fost eu așa, am avut temperamentul meu, caracterul meu și cer și la copilul meu. Nu, dar trebuie să-i cer ce-i spune Domnului. Este adevărat că dacă eu am făcut în viața mea ce mi-a spus Domnul, am curajul să-i spun și la copil. Tatăl meu, care de cum e în vârstă, de multe ori a avut curajul să-mi spună, tu ai văzut pe tata făcând așa ceva? Dar el într-adevăr trăia cu Domnul, se temea de legea Domnului. Și când eu, dacă încercam să o iau alături, avea un argumentare în spate. Legea Domnului, exemplul tatei, exemplul mamei și aceasta va lucra la conștiința a copilului. Vreau să vin spre încheiere și să mai spun ceva despre al treilea lucru pe care vreau să-l spun în seara aceasta. Deci copiii sunt un dar de la Domnul. Acest dar ne face responsabili înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun ceva copiilor care sunt aici și care cândva au fost aduși la binecuvântare. Când ne vom ruga azi pentru binecuvântare, vom cere ca Dumnezeu din ceruri, știți, să le facă printre primele, să le binecuvânteze și să le păzească. Dacă astăzi sunteți în adunare, dacă astăzi sunteți încă în viață, nu-i talentul vostru și nu sunt meritele voastre. Este paza pe care a pus-o Domnul la rugăciunea bisericii, a familiei și a bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu va binecuvânta până aici. E rezultatul Domnului. Dumnezeu va păzi de accidente, de rele, de câte nu se puteau întâmpla. Ăsta e Domnul nostru. Nu e așa că Domnul a mai făcut ceva foarte important în viața noastră. Uitați-vă. Versetul 25 din Numere. Ce a mai făcut Domnul?
să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Dacă suntem aici, e datorită îndurării Lui Dumnezeu. Și mai ceva a făcut Domnul. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Dacă mai ai pace în inimă, dacă ai sănătate sufletească, psihică, e bunătatea Lui Dumnezeu. Căci biserica s-a rugat. Aceste binecuvântări te-a însoțit până acum. Dar nu uita, devii mare, devii responsabil, vei păși pe teritoriul vieții tale personale, unde tu vei lua hotărâri. Tu vei putea ieși de sub aceste binecuvântări prin alegerea ta proprie. Biserica își face datoria. Biserica va aduce la binecuvântare. Părinții fac datoria. Dumnezeu face mai mult decât merităm noi. Dar câtă responsabilitate există pe umerii copiilor? Ce mai ne învață Scriptura pentru copii? Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. De ce? Că este drept. Următorul verset, 2. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Acest verset 3 e lucru după care umblă oamenii în lume și tinerii la fel. Nu-i așa? Cine nu dorește să fie fericit? Cine nu dorește să trăiască o viață multă, o vreme frumoasă pe acest pământ? Toți vor. Dar ca să se întâmple asta, trebuie să ne întoarcem în versetul 2 și în versetul 1. Să cinstesc pe tatăl și pe mama mea. Asta e o poruncă dată de Dumnezeu. Dumnezeu a dat o poruncă la părinți, ce să facă? Să învețe copiii. Dar a dat o poruncă la copii. Să cinstești. Mama și tatăl meu, poate mai, e normal că de obicei părinții sunt în vârstă. Diferite vârste au, dar mai mari ca copiii. Gândirea lor poate e învechită. Ei nu vă înțeleg așa de bine. Și spui, oh, cum să cinstesc pe mama? Cu așa gândire. Nu vezi că ei nu-i place stilul lumesc? Ea nu știe cu ce valori trăiesc modelele din lume? Starul de cinema, cei care influențează lumea, televiziunea, internetul, ce se propagă, mass media. Mama mea nici nu are acces la lucrurile acestea. Mama mea e lăsată în urmă. Cum să o cinstesc și ascult de ea? Se poate? Se poate. Și trebuie, că Dumnezeu mă cheamă să fac lucrul acesta. Mama mea are învățături mai scumpe decât îmi dă lumea. Lumea și pofta ei va trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu care ți-o prezintă părinții tăi, vei rămâne în viac. Și dacă te vei lua de pe ce-ți prezintă lumea, te vei pierde. Pentru că cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, se pierde. Proverbe 13 cu 13. Așadar, suntem chemați să ascultăm de mama și de tata. Și în Proverbe, capitolul 1, vreau să vă vorbesc ceva despre bijuterii. Și știu că mulți tânjesc să aibă niște bijuterii, un lanț de aur la gât, de exemplu. Îi voie să porți sau nu? Dacă l-aș întreba pe tineri, ea spune că da. Hai să vă citesc. Versetul 8. Citim împreună, hai să puneți. Ascultă, fiul, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Căci ele, ascultarea de învățătura tatei și îndrumările mamei, sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Înseamnă că e voie. Lanțuri de astea de aur e voie să asculte de mama și de tata. Mulți umblă și nu ascultă de mama și de tata. Pun un lanț la gât sau altele bijuterii ca să arate frumos, dar ei arată urât. Urât în ochii lui Dumnezeu. Poate copii pe cineva un model din lume, un om care, sau mai mulți care au valorile acestea, dar ești departe de Scriptură. Ar vrea ca în Biserica Golgota să vă tineri împodobiți cu astfel de lanțuri de aur, cu cununi deosebite,
care ascultă de mama și de tata. Vreau să văd în Biserica Golgota părinți care își iubesc copiii și au timp pentru copii, se roagă pentru copii, le învață legea Domnului. Ei trăiesc la rândul lor și apoi transmit valori bune copiilor. Și atunci biserica aceasta are un viitor și atunci viața noastră tuturor are un viitor. Când ascultăm de Domnul și când nu ascultăm de Domnul, ne pierdem. Legea Domnului este ceva care ne apără să nu mergem în prăpastie. Și tinerii, copiii de obicei, au tendința aceasta de a trece peste barierele puse de părinți, barierele puse de biserică, gardurile puse de legea Domnului, cu gândul că spus, ce știu bătrânii ăștia? Ce mai ne împiedică cu asta? Noi bun, într-o parte, noi știm ce facem. Când vezi o barieră în viața ta, pusă de cei care se tem de Domnul, nu te grăbi să o dai într-o parte. Ei știu de ce au pus-o acolo. Când Dumnezeu pune o lege, știe de ce o pune acolo. Avem de pierdut dacă o răstârnăm. Și vreau să închei cu o întâmplare care s-a întâmplat cu o doamnă foarte bogată, ajuns în vârstă, avea nevoie să conducă mașină, nu mai putea, a cumpărat o mașină foarte nouă și a spus, am nevoie de un șofer bun, a dat un anunț și mulți s-au găsit ca să-și ofere calitatea lor de șoferi buni, ca să aibă o muncă, un serviciu bun și să poarte Doamne unde trebuie. Însă, până la urmă, au rămas mai puțini și a spus că ăștia ar fi cei mai buni. Și a venit unul și Doamna a întrebat, uite, asta va fi mașina bună, nouă, tu cum o conduci ca să mă convingi că va fi bine? Și a spus, uite, dacă... Eu am întrebat, dacă te-ai apropiat de o prăpastie, cum mai merge, cum mai face? Și a spune, eu cu viteză de 100 de mile m-aș apropia la 10 feet și aș frâna exact la loc ca să nu cădem. Și a ascultat și a spus, interesant, și vine altul și spune, eu cu o altă viteză m-aș apropia 5 feet de marginea prăpastiei, arată dibăcia lui. Și a venit la urmă unul și a spus, Doamnă, dacă ați avea să fii proprietar, eu ați mânat mașina, ați conduce-o și ar trebui să mân, eu m-aș ținea cât mai departe de această prăpastie. Știți pe cine l-a ales, Doamna? Pe cine l-a fi ales? Pe cel de la urmă, dragii mei. N-ar trebui să năcăjim pe cineva să spune, dai voie la pocăiță, mai facă și asta, și asta, și asta, și asta din lume, și asta, și asta. Vreau ca tinerii să zic că eu m-aș ținea cât mai departe de lucrurile lumești și gândirea lumească și valorile lumești. Și m-aș apropia mai mult de Domnul, l-aș iubi pe Domnul și aș trăi cu valorile Lui. Domnul să vă binecuvânte familiile acestea tinere care a dat copii, pe voi care aveți copii, nu uitați, fiecare copil e un dar unicat de la Domnul pus în brațele noastre. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu ce facem cu copiii și atenție copii, noi suntem responsabili de viața noastră, ce vom face? Vom asculta de părinții noștri în Domnul și vom avea o viață fericită ori nu. Așa să ne ajute Domnul pe toți să ascultăm de El. Amin. Amin.